Aha, ar fi că trebuie să mă asigur că echipa mea este ok din toate punctele de vedere, 360 de grade. În primul rând fac un audit al companiei legat de partea asta organizațională, să zic, a oamenilor. Am luat deciziile mult mai repede, n-am mai stat pe gânduri așa mult.